Echipa de volei Steaua București a câștigat duminică seara derbiul cu rivala Dinamo, scor 3-2, într-un meci din etapa 16-a a diviziei A1. Într-o sală plină până la refuz și într-o atmosferă incendiară, elevii lui Bogdan Codnic au condus cu 1-0 și 2-1, dar a fost nevoie de un efort comun incredibil și de 5 seturi pentru a-și apropia victoria mult dorită. Ciprian, felicitări pentru această victorie. Cum a fost meciul? A fost un meci foarte greu, în care am întâlnit poate cel mai puternic adversar din campionatul acesta, o echipă care ne-a bătut în sezonul acesta, în prima parte a campionatului la ei. Astăzi am reușit să câștigăm și ne bucurăm de acest lucru. Ați avut 1-0 și 2-1. Se putea termina cu o victorie de 3 puncte pentru noi? Da, se putea termina cu o victorie de 3 puncte pentru noi, dar vedeți și dumneavoastră că Dinamo are o echipă solidă cu jucători de foarte mare valoare și la ei poate să joace oricine și în orice moment. Dar ne bucurăm că astăzi am muncit de la început și până la final și am reușit să câștigăm meciul. Voleibaliștii roșialbaștri au fost încurajați în acest joc și de către colegii de la secțiile de hockey, basket, polo, fotbal și natație. Aceștia au făcut front comun cu superba Galeria Stelei, iar sala Mihai Viteazu a vibrat la fiecare punct reușit de Matei și compania. Atmosfera din sală, cum ți s-a părut? Suporterii Stelei sunt al 7-lea jucător, ne ajută și ne împing de la spate în momentele în care ai impresia că nu mai poți, auzindu-i pe acești suporteri minunați, mai poți un pic și pentru ei, că te împing tot timpul de la spate. E devreme să dăm verdicte, dar este o favorită la titlu în acest sezon? Este prea devreme. Eu zic să rămânem cu picioare pe pământ, să ne focusăm și să ne concentrăm, că de-abia de acum începe greu. În urma acestui succes, Steaua București este lider solitar în clasamentul la zi al diviziei A1, cu 43 de puncte, cu unul mai mult decât Dinamo și cu 4 în plus față de Arcada Galați. Pentru roșialbaștri urmează sâmbătă o deplasare dificilă la Zalău.